Bună dimineața! Astăzi am zis să începem un nou vlog, așa că o să vă arăt și cam ce o să mănânc azi. În primul rând o să-mi încep dimineața cu o mini carafă din asta de apă cu lămâie, apă simplă, apă plată cu lămâie. Iar după, de fapt, cred că o să vă arăt ce fac acum și vă arăt mai târziu ce și cum. Dar da, asta fac în fiecare dimineață de vreo lună de zile, beau o căniță din asta de apă cu lămâie, apă plată cu lămâie. Am zis să mă arăt și eu așa mai drăguță cu fața pusă. Am filmat acum un unboxing de pe Makeup Shop. Am aici chestiuțele pe care mi le-am luat. Mi-am luat niște rujuri, un anti-charcan și da, am zis să vă arăt și vouă. A venit în plicul ăsta, doar ce am terminat de filmat. Am făcut niște macaroane cu brânză și am mâncat puțin. Îmi pare rău că n-am apucat să vă arăt, dar am făcut și pentru bunicii mei, așa că, da, am fost să le duc și lor. Am mâncat și noi, am făcut un pic de ordine și acum am luat o pauză. Mai am și alte chestii de făcut, dar trebuie să mă despopoțănez și să mă apuc de treabă. Trebuie să vină David de la școală, așa că mă duc să îi pregătesc ceva să mănânce. Nu mănâncă el macaroane cu brânză, nu e. De fapt, David e o persoană mai... nici nu știu cum să zic. Nu mănâncă orice. Așa că, da, trebuie să mă duc să îi pregătesc ceva să mănânce altceva decât mâncăm noi. Și după vreau să fac puțin curățenie în sufragerie. Aș vrea să șterg praful ca lumea, să dau cu aspiratorul, să dau cu mopul, să... Nu știu sigur dacă reușesc azi, dar asta aș vrea să fac. Plus că trebuie să mă duc să-i fac lui David un tort de biscuiți, am promis. De fapt, i-am promis că o să fie gata când vine de la școală și da, mă duc să îl pregătesc, îl fac destul de repede, adică nu fac cine știe ce, un tort de biscuiți simplu, dar care lui place foarte, foarte mult, îl bag la frigider și atunci după ce, de fapt, în fiecare zi când vine de la școală, după ce își mănâncă mâncarea, ce mănâncă el în ziua respectivă, după ce vine de la școală, mănâncă o porție de tort, o feliuță din aceea de tort de biscuiți, îi place tare mult. Așa că mă duc să mă apuc să fac o budincă, să fac o cremă, să pregătesc tost și să-i fac la băiat tortul. Știu că o să fie foarte, foarte încântat. De fiecare dată este încântat, deși credeți-mă că nu fac mare lucru, nu sunt mare bucătăreasă sau ceva de genul. Chiar nu mă pricep să fac cine știe ce prăjituri sau... Nu pot să zic că îmi iese cine știe ce, dar ăsta chiar îi place mult și sunt tare încântată că îi place. Plus că aș și vrea să-i fac, deoarece a dat niște teste, a venit cu niște note destul de mulțumitoare, așa că sunt foarte încântată de asta. Aseară și-a scos și un dințișor, singurel. Cumva, săptămâna trecută am fost așa de panicată. Am văzut că doi din dințișorii lui... Am avut eu impresia că el i-a schimbat, dar de fapt nu-i schimbase, dar n-am, mă rog, greșeala mea. Uite că n-am ținut minte exact ce dinți a schimbat și erau strâmbi și mă panicam foarte tare, trebuie să mergem la dentist, trebuie să facem ceva, că, na, dinții la băiat erau strâmbi. Și mai pe seară în acea zi, nu știu de ce, tot l-am chemat să stea la mine în brațe și să mă uit în gurița lui să văd ce, cum și ce fel cu dinții. Și când m-am uitat foarte atent, am realizat că lui îi dăduse alți dinți, adică abia îi dă dințișorii lui, nu, ăștia sunt dinții de lapte, care, mă rog, așa se spun, dinți de lapte. Și îi dă dinții acum, așa că i-a tot împins pe ăștia de lapte și aseară și-a scos un dinte singur. Deci credeți-mă că eram atât de panicată când vine vorba de orice altă persoană. Nu am nicio problemă să văd sânge, nu am nicio problemă să... adică nu știu, nu sunt așa. E, dar credeți-mă că l-am văzut cu sânge în gură și că tot mișca acolo, mă luase o panică și o stare. Nu am vrut să spun așa ce și cum simțeam, că nu am vrut să...
adică nu am vrut să îngreune situația, dar am fost atât de mândră de el și a scos dințișorul singur. Nu că ar fi primul, ar fi cred că al doilea sau al treilea. Ultima oară am fost la dentist deoarece avea doi și cumva mi-era mie teamă, deși cred că ar fi putut să și scoată singur și pe ăștia. Dar, na, poate că doar griji de mamă, astea sunt doar griji de mamă și frici ale unei mame. Dar să știți că și eu în copilărie la fel, îmi scoteam dințișorii singură, nu era mare diferență față de ce face el, doar că și taicăsul la fel zicea că nu-l crede în stare, credea că e mai fricos și când am fost la dentist la fel, s-a descurcat de minune, deci pur și simplu nu i-a fost frică, abia aștepta să mergem, era cumva, parcă am fi mers în Oroșelul Copiilor, unde îi place să mergem de fiecare dată, dar de fapt mergeam la dentist, chiar nu a avut niciun fel de frică și sunt tare mândră de chestia asta, sunt foarte, foarte fericită și mulțumesc lui Dumnezeu că am un copil atât de descurcăreț. Deși să știți că este o fire mai sensibilă, bine, de altfel seamănă cu mine. Da, vă las, am zis că vorbesc puțin și m-am lungit. Ce vreau să vă zic este că vreau să-mi lăsați, văd că lumina se tot schimbă, să-mi lăsați și mie comentarii la vloguri dacă vă place, ce credeți că ar trebui să schimb, ce credeți că am îmbunătățit, nu știu, idei, păreri, habar nu am, nu știu, vreau cumva să știu dacă mai fac, dacă nu mai fac, dacă mai postez sau nu, adică nu are rost să le fac și să nu, adică să nu meargă, nu are rost, chiar nu vă rostul. Da, sper din suflet să îmi lăsați mesaje, să știu și eu ce fac bine, ce nu fac, ce credeți că ar trebui să schimb. Știu că sunt la început, așa că chiar îmi doresc să primesc păreri și idei ce mai vreți voi. Mi-am pus colierul ăsta care l-am luat de pe Shein și mi se pare tare, tare drăguț. Nu știu dacă merge neapărat așa în combinația asta, dar na, am vrut și eu să filmez și să filmez repede că am și treabă. Și așa mi-a venit să-l pun pe ăsta la gât, dar mi se pare destul de drăguț cu bluzița asta. Cred eu că merge cât de cât, stați că se vede și lănțișorul meu, pe care de altfel nu-l prea dau de la gât, nu știu, așa m-am obișnuit și nu-l dau. Da, vă las și vorbim mai târziu, poate vrea și David să apară în vlogul ăsta, nu știu, mă gândesc, o să-l întreb. Da. Am promis din vlogul trecut că o să vă arăt ce vreau să dau din primul șifonier, așa că le-am aici lângă mine toate făinuțele pe care le-am luat din second și pe care nu le port, nu le-am purtat nici măcar o dată, așa că o să încep cu această bluziță de la Zara. Cam așa arată. David este aici lângă mine. Poți să vii lângă mine, mamă? Nu vrea, v-am zis eu. Deci asta ar fi spatele cu fermoarul ăsta și fața este destul de simplă, așa, cu mânecă 3 sferturi, mai lungă în spate, scurtă în față. O să trec destul de repede prin ele, deoarece am și ceva treabă. Mai am o bluziță pe care am luat-o tot. De fapt, nu o să vă mai menționez că toate sunt luate din second. Este așa gri, vine cumva împletit aici în față și pe spate vine mai lungă. Nu știu de la ce firmă este, n-am văzut să aibă vreo etichetă ceva. Ce să faci, copii? Da. Mai am aici o pereche de pantaloni care mie nu-mi vin sub nicio formă. Chiar îmi plac mult, dar nu-mi vin, pur și simplu. Este vorba de pantaloni ăștia eleganți. Foarte, foarte drăguți. Și vin aici cu dungă, așa. Și cu manșeta asta jos. Ăștia sunt Magnum Collection, nu știu dacă e vreo firmă ceva, și este măsura 36. O să le strâng eu după. Mai am aici o bluziță care, sincer să vă zic, nici măcar nu este genul meu, nu știu de ce am luat-o. Este vorba despre această cămășuță. E drăguță nuanța, este ok, doar că nu este pe gustul meu. Și asta este de la... mă rog, nu știu să pronunț. Măsura L este asta. Altă bluziță. Cam așa arată ea. De fapt, pe toate cred că le-ați văzut. Asta este măsura S. Cred că este de la New Yorker, parcă să zic că mi-a zis cineva de firma asta. Mai am o salopetă foarte, foarte drăguță. Cam așa arată ea. Și vine... cu spatele așa mai gol.
am și o pereche de blugi care n-ar intra pe mine nici dacă aș mai zăbi 10 kg. Cam așa arată ei. Și ăștia sunt de la Pull&Bear 38, măsura 38. Aici am o cămășuță pe care am luat-o la fel de curând, dar care îmi vine lărguță mie. Cam așa arată, e mult mai drăguță în realitate. Este de la H&M, măsura 158, zice 12-13 ani, dar mie nu mi-ar veni asta, îmi vine lărguță. Mai am o bluziță din asta foarte, foarte drăguță. Dar nu știu, nu mă simt eu ok. Am probat-o, este un material finuț, doar că nu o port, așa că n-are rost să o țin. Și mai am aici o bluziță care vine, stați așa. Asta este, v-am zis, din primul dulap, nu știu de la ce firmă e. Haideți că are aici o etichetă, este de la... Nu, n-am găsit. Haideți să vă arăt cum vine. Vine așa cu merigoi sau ceva de genul. Are elastic sus și elastic jos. Este mai mult un top, aș zice eu. Dar nu este genul meu, așa că n-are rost să îl țin. Și astea o să le dau cel mai probabil la, nu știu, dacă le vreți, în comentarii la vlogul ăsta pe care o să-l postez. Vlogul de azi și... Lăsați un comentariu, nu știu ce considerați voi, iar eu o să aleg o câștigătoare, nu o să fac cu random sau nu știu ce, pur și simplu de fiecare dată când o să fac un vlog și mai adun hăinuțe, o să dau altei persoane, adică cred că așa e cel mai ok, să ofer în fiecare vlog, când adun, nu pot să dau în fiecare vlog, să ofer câte ceva. Cred că așa ar fi cel mai corect. Ai tema? Wow, cu segmente. Nu? Mai greu. Da. David îmi arată tema de la școală. Okay. Hai, te rog eu frumos, vină și lângă mine un pic. Vreau să facem în astea două zile jumătate din cartea asta. Wow, super mult. Hai, vină puțin, te rog. Te rog. Te rog. Nu, doar așa că nu. Nu. Hai, te rog frumos, am promis că o să apar și tu un pic. Vrei? Degeaba ai promis. Degeaba am promis. Te rog frumos, am vorbit despre tine. N-ai vrea să apar și tu puțin? David. Aștept. Nu vrei, mami? David? Nu. Te rog frumos. Nu. Se pare că nu rămâne, nu? Da, vă las, mă duc să strâng acolo la bucătărie, mă duc să-i pun la baie să mănânce și poate vă să vă arăt și cum a ieșit tortul meu. Da. Am vrut să fac un unboxing la comanda asta, dar m-am gândit că cel mai bine ar fi să vă arăt voi aici pe vlog. Nu are rost să mă mai chinui pentru câteva produse pe care le am eu. Sunt și destul de obosită. O să trebuiască să dau și produsele, așa că o să vi le arăt aici. Am avut pe comandă această cremă Giordani Gold Essential la 250 de ml. Asta a fost la vreo 16 lei, dacă mi-aduc bine aminte. Eu am luat pentru 8 martie aceste spray-uri, parfum de fapt, la 8 ml Giordani Gold Essentia pentru poșetă, 8 ml. Am luat pentru unul pentru soacra mea și unul pentru o prietenă, să le pun în punguță de 8 martie. Pe comandă am avut acest tuș negru The One, la recomandarea mea l-a luat o clientă, a fost vreo 20 de lei. Aceeași persoană și-a comandat, de fapt m-a rugat să-i comand un fond de ten care cred eu că îi se potrivește și l-am luat pe acesta de la The One și am luat nuanța, stați puțin că vă zic imediat, beige neutral, cam așa, nu o să vi-l desfacă cu o mână, nu cred că mă descurc. Am aici ceva drăguț să vă arăt, dacă vrea să stea. Bitele mami, trebuie să mergem la baie să facem o băiță și e cam agitată. Da, și mai am aici acest set, de fapt nu este un set,
Dacă comandai un parfumel din ăsta, era la un preț, iar dacă le comandai două, puteai să comanzi două la fel sau două diferite, cum am eu aici. Am Eclat Nui de bărbat, apă de parfum și de damă. Primeai la acel de damă crema aceasta de mâini, care are, da, să vedem, 75 de ml. Iar la cel de bărbat primeați acest aftershave parfumat, care are și el 50 de ml. Și cred că cam astea sunt produsele mele. Iar aici mai am flyerul ăsta cu extra oferte. Eu îl dau și la cliente, să știți, așa că da, nu vă rostesc de ce nu l-aș da. A, și mai aveam ceva, am înlocuit taxa de manipulare cu, sau ceva de, am înlocuit ceva taxă cu tot așa un mini parfum de bărbat Possess, pe care l-am dat deja soțului meu. Am început să-i le dau, să-i cumpăr din astea, variante din astea mici, deoarece le pune acolo în mașină și le folosește când are nevoie. Cam asta a fost comanda mea. Sper din suflet că v-a plăcut. Cineva de din codiță aici. Sița, iubito, hai la mami, Sița. Sița, hai la mami. Sița. Se uită la taică-su și de asta de din codiță. M-am gândit să vorbesc un pic și cu voi, că de azi dimineață zic că o să vorbesc și n-am reușit. M-am machiat și eu un pic, vedeți că mi-am îndreptat și părul. Am fost puțin pe laimei, cumva vream o stare mai bună, așa. De plecat nu am plecat nicăieri, deși este sâmbătă, de obicei noi sâmbăta mai ieșim, poate prin apropiere, pe la soacra mea, poate prin oraș, să mâncăm ceva, să facem niște cumpărături, de ce nu. Dar azi am avut pe cineva la păr. Am făcut pe cineva la păr și a fost pe la 11:30, așa că cumva jumate din zi s-a dus, am terminat pe la 12:30 și, na, adică nu știu, nu simțeam nevoia neapărat să mai plecăm undeva. Așa că m-am machiat puțin, că simțeam nevoia și am fost pe la ai mei și m-am gândit, de fapt nu m-am gândit, am poftă de niște clădite și nu aș vrea să fac niște clădite clasice cu făină. Am mai făcut într-o zi niște clătite cu ovăz sau cu fulgi de ovăz, ceva de genul. O să vă arăt eu mai exact ce. Și vreau să fac și azi și aș vrea să pun în compoziție și niște banane. Am niște gem de pe la soacra mea. De fapt, am mai mult gem de la soacra mea, cu mai multe sortimente și da, mă gândesc să fac niște clătite. Marius s-a dus la magazin să cumpere lapte și o să mă apuc să fac. Cred că am un coș. Da, o să vă arăt și vouă ce îmi iese. Nu, adică am mai făcut astea cu clătitele astea cu ovăz, dar fără banană. Acum mă gândesc să pun și banană în compoziție. Cred că o să iasă și mai bune, părerea mea. Acum nu știu, spune și voi dacă ați încercat vreodată. Am văzut că sunt destul de plăcute, la modă sau nu știu cum să le zic. Așa că am să le încerc și eu. Mie mi-au plăcut cele pe care le-am făcut eu rândul trecut și s-au mâncat destul de repede, așa că de ce nu. Merg la bucătărie să mă apuc. Aștept să vină Marius și vă arăt și vouă ce mi iese. Cel mai probabil vă arăt finalul sau, nu știu, vă arăt poate și ce fac acolo per total. Să știți că mi este cumva greu și peste mână să filmez. Se mai întâmplă câte o chestie așa mai, care aș fi vrut să o filmez, dar realizez la final, după ce am terminat treaba sau după ce am terminat chestia pe care o făceam, că trebuia să filmez. Încă nu m-am obișnuit, se vede clar că sunt la început, dar sper să mă obișnuiesc și să surprind cele mai interesante momente din ce fac, din ce, nu știu. Și mă gândesc să cer acordul la o clientă, două, mă rog, câte persoane ori vrea, să filmez și machiajul, ce machiez, ce coafez, să vedeți cum îmi iese. Cred că ar fi tare fain să pun așa pe repede înainte în vlog, cred că v-ar interesa, ar fi interesant. Mie cel puțin mi-ar place să văd astfel de, un astfel de clip în vlog. Da, vă las și vă arăt ce clătite mi-au ieșit. E lumina cam puternică aici, sunt la bucătărie, dar m-am gândit să vă arăt și vouă. Am luat de meni, am luat niște flori, niște minte din astea de flori. Vreau să fac lumina, chiar vreau să-mi fac lumina super frumoasă.
cum mă demachiez. Bine, nu că ar fi mare inginerie cum mă demachiez, dar am zis mai degrabă să vă arăt ce folosesc eu pentru demachiere. Și în momentul de față am acest demacheant bifazic de la Yves Rocher, la 200 de mililitri. Îmi place mult ăsta, știți că îl las mai tot văzut pe parcursul videoclipurilor mele de produse consumate. Adică l-am folosit de mai multe ori, cred că este cel puțin al 5-lea, al 6-lea pe care îl folosesc. Pun pe dischetă și este un demacheant expres pentru ochi. Dar eu îl folosesc și pe restul feței. Nu știu, cred că nu mă ajută lumina, dar... Imediat vă arăt și discheta să vedeți cam ce și cum. Cam așa arată discheta mea. Eu întotdeauna mă machiez aici, la televizor, mă uit în pat, nu știu, îmi dau la un vlog, la un clip, ceva pe YouTube. Și mă demachez, am un dischetele aici, noptieră și demachiantul, iar după merg la baie să-mi fac rutina de seară. Sper să nu uit să vă iau și acolo. Chiar îmi doresc mult să vă arăt cât mai multe din lucrurile pe care le fac eu. Poate, nu știu, poate vă inspir, poate vă ajut cu ceva, habar nu am. Da, cam așa arată și tenul meu. Am câteva coșulețe în momentul de față. În fiecare lună îmi apare când, știți voi, am perioada aceea a lunii, dar îmi dispar destul de repede. Ia uitați. O să mai iau o dischetă. Astea pe care le folosesc eu chiar nu-mi dau seama de unde le am. Stați puțin să mă uit, să vă și spun. Astea sunt de la Today, cred că din Penny, da, din Penny. Îmi ajung destul de mult timp, folosesc cam două dischete eu atunci când mă demachez. Încerc să-mi curăț cât mai bine fondul de ten, pudra și ce mai am eu pe față. Îmi place să știu că este cât mai curățat, deși o să mă spăl pe față și ce mai am eu de făcut, dar îmi place să curăț cât mai bine tenul. Poate că era bine să filmez din alt unghi, chiar nu-mi dau seama. Da, o să merg și aici, în zona asta, deoarece eu mai întind fondul de ten. Nu-mi place să vadă vreo diferență, vreau să fie cât mai ok atunci când îl aplic, așa că și aici, în linia asta părului, așa, nu știu cum să explic, și acolo mă mai duc câte puțin așa să vadă cât mai ok. Da, și cam asta am făcut eu. Haideți să vă iau de aici să vedem dacă se vede mai bine. Da, de aici se vede mult mai bine. Cam așa arată tenul meu. După demachiere, vedeți că am aici un coșuleț mic. Dar în rest eu zic că este ok. Ce mai fac de obicei? De obicei, nu de obicei. Din când în când mai aplic și tonerul ăsta, îl aplic imediat după ce mă demachez, nu știu, mi se pare că așa funcționează la mine. Este cam pe aici, este de la Optimals, dar în momentul de față nu simt nevoie, așa că nu o să-l aplic. Deci cam astea sunt chestiile pe care le folosesc eu. Și o să mergem la baie să vă arăt și cum îmi fac rutina de seară, să vă arăt ce folosesc, nu că aș folosi cine știe ce chestii, dar da, să vă arăt și vouă, poate vă interesează. Să-mi spuneți și mie în comentarii dacă aveți vreo recomandare, ceva de cremă, mă interesează foarte mult. O cremă antirid, o cremă ceva de genul. De curând am împlinit 29 de ani, așa că cumva simt nevoia de o cremă antirid. Am mai folosit eu și în trecut, dar nu m-am ținut de ele. În momentul de față
folosesc o cremă de la Jaya, pe care abia am început-o. Am terminat una tot de la ei, o folosesc pe asta cu cacao. Este super, super hidratantă și intră foarte bine în piele. Cred că am luat-o de pe make-up și îmi place tare mult, însă îmi doresc ceva mai bun, ceva anti-rid. Asta este o cremă hidratantă și cam atât. Lasă tenul ok, îmi place, dar v-am zis, vreau ceva mai ok, ceva care să vă rezultate. Am observat că atunci când zâmbesc, dar nu se cunoaște, deja am început să fac niște riduri destul de fine, ce-i drept, dar na, trebuie să ținem cont și de astea. Magazinul ăla cu chestii second hand pentru casă, am luat vaza asta drăguță, nu știu cum mi se pare vouă, dar mi se pare tare, tare drăguță, ce păr am în cap. Am luat-o cu 10 lei, nu are prețul aici deoarece am spălat-o, dar ei de obicei trece prețul cu markerul, dar eu am spălat-o și nu-l mai are. Am luat-o pentru camera noastră, pentru dormitorul nostru, care este cu verde. Și poate vă arăt zilele următoare cum am decorat și acolo, că era ultima parte din casă care nu era terminată. Adică nu era terminată, era doar dată la gata camera, dar nu aveam perdele, draperi și alte chestii și de curând am terminat și acolo. Am luat și un dormitor, așa că poate vă arăt acolo un ochi, așa să vedeți și voi ce și cum. Neața, ce faceți voi? Azi e duminică. Și am zis să filmez și azi, să fac cumva pe 2-3 zile. Eu m-am trezit, m-am spălat pe față, pe dinți și toate cele. Am zis că vă arăt, dar dacă v-am arătat aseară, nu prea mai vă rostul să vă arăt și azi. Așa că am început să-mi pun fața aici în pat. Am câteva chestii pe care le folosesc când nu am chef să mă duc în camera unde machiez, mă machiez. Deoarece vrem să plecăm pe la oraș, să facem ceva cumpărături. Azi vine cumnatul meu pe la noi și vrem să facem un grătar. Așa că mergem în oraș să facem niște cumpărături. Eu am aici un 3-in-1 în canasta cu Moș Crăciun. Asta mi-a venit la mână. Ar trebui să le scot de acolo și să le pun în altă parte. Că am intenția să le iau tot pe astea, așa că da. Mi-am pus un vlog și mă uit în timp ce mi-am dat doar cu SPF, mi-am dat cu fond de ten, pudră și rimel. Cam atât, oricum o să por mască, deci nu
nu trebuie să mă machiez cine știe ce, plus că nici nu vreau să mă machiez cine știe ce, doar să îmi pun fața, nu știu, cumva mă simt mai bine. Vreau să-mi încep ziua mai bine, îmi place să mă machiez cât de cât, așa să mă simt eu mai bine, pur și simplu. Da. Am aici pe cineva care doarme, dacă vrea să apară. Tare supărat o să fie când o să vadă că plecăm, dar își revine ea. Da. Păi o să mă îmbrac și eu. Îmi termin de băut cafeluța și mă îmbrac. Dintr-un magazin din ăsta pentru casă TH și am fost astăzi, am trecut și prin Pepco și am luat două seturi din astea de umerașe, eu mai am astfel de umerașe tot pe negru și astea au fost 5 lei, 6 umerașe, dacă mi-a dat bine aminte, da, 6 umerașe, am aici 12 umerașe. Am mai luat un ghiveci din ăsta alb simplu, cam așa am în toată casa și vreau să merg pe astea, a fost 3 lei. Și o pereche de, un set de fapt, de șosete pentru David. Avea nevoie de niște șosete, deși i-a mai cumpărat, dar nu știu cumva se fac foarte urâte. Astea au fost mai calitative. O pereche sunt așa, o pereche așa și una cu roșu. Și cred că cam asta am luat din Pepco, n-am luat mare chestie. Și vă las că vreau să mă duc să fac și eu un pic de ordine pe aici prin casă, să aprind focurile la sobe și cred că să pregătesc ceva de mâncare. Aici cumpărăturile și cineva vrea să mă ajute. Vrea să mă ajute să le despachetăm, nu? Vrea la tati afară, de fapt, ea. Da, iubitor, da. Hai, stai cu minte să dea mami astea. Hai, despașeze mami cumpărăturile, dă-te jos, hai. Bravo. Am luat două pâinici din astea, sau trei pâinici feliate. De fapt, totul meu le-a luat de asta, nici nu știu câte sunt. Am mai luat o napolitană din asta cu lămâie, îi place tare mult lui David. Două pliculețe de usturoi granulat. Ups! Am trecut și pe la Ana și Cornel și văd că am luat aici niște salam rustic, cârnați. Dar nu știu de care, cărnați de grătar, vom face un grătar azi. Am mai luat de la Covalact acest, mă rog, un iaurt de bou, ceva de genul. Mie îmi place tare mult. Dacă tot am fost în Penny, n-am putut să mă abțin să mai iau niște sămânță. Am luat aici, văd că niște garoafe, două pliculețe de morcovi, două de ridichi și două de salată. Am mai luat o budincă pentru David, v-am zis, este preferata lui. Aici văd că am niște pui, o să-i pun aici. Și mai am un muștar. Un alt covalact. Soțul meu a luat această limonadă de la Hanul Boieresc. Era la reducere până în 3 lei, 2 lei 70, 2 lei 80. Și am mai luat sucul ăsta pentru David, care îi place tare, tare mult cu vișine. Cam astea au fost cumpărăturile noastre, doar am trecut să luăm câte ceva. Ah, și mai am aici niște
facem o din astea cu brânză pe care o să le încălzesc acum.